Plenul Consiliului Județean Suceava urmează să dezbată planul executivului de a finanța cu 60 de milioane de lei lucrările de modernizare a două tronsoane de drumuri județene, respectiv grădinița Teșna și ulma frontiera cu Ucraina. Prin aceste investiții se va asigura o circulație rutieră în condiții de siguranță, se vor îmbunătăți condițiile de transport, inclusiv pentru intervenția rapidă a echipajelor de pompieri, salvare sau poliție. Potrivit raportului de aprobare semnat de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Vasile Tofan, drumul județean Vicovu de Sus, Brodina, Ulma, frontiera Ucraina, trece și pe teritoriul administrativ al comunei Ulma, satele Nisipitu și Ulma, iar prin proiect se propune modernizarea infrastructurii rutiere prin modernizarea tronsonului de drum județean DG209G pe o lungime proiectată de 3754 metri. În prezent, drumul vizat are o porțiune de îmbrăcăminte asfaltică cu fisuri, găuri, tasări, borduiri, iar pe o alta îmbrăcămintea din balas nefiind asigurate elementele geometrice necesare în plan și profil longitudinal. Investiția reprezintă o necesitate pentru că prin modernizarea tronsonului de drum județean 209G se va asigura desfășurarea circulației în condiții de siguranță, se vor îmbunătăți condițiile de transport, inclusiv pentru intervenția rapidă a echipajelor de pompieri, salvare sau poliție, dar mai ales se va asigura un trafic fluent în zona de graniță cu Ucraina, se arată în expunerea de motive atașată la proiectul de hotărâre de Consiliu Județean. Valoarea totală a investiției este de 28,34 milioane lei. Pentru drumul județean grădinița Teșna se propune modernizarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea drumului județean 172 d pe o lungime totală de 3350 metri. Drumul a fost întreținut cu pietriș, iar în prezent acesta este impropriu circulației în condiții de siguranță. Valoarea investiției este de 29. 64 milioane lei. În ambele cazuri, lățimea platformei va fi de 8 metri, iar a părții carosabile de 6 metri, cu benzi de încadrare de 2 ori 0,25 metri și acostamente de 2 ori de 2 ori 0,75 metri, în scopul utilizării drumurilor în condiții normale de exploatare.